Tăiți de acolo, hai tăiți. Tati, nu, se termină, nu. Dar mie îmi plac tăiței. Chiar dacă nu sunt sănătoși, îmi plac. Nu vreau tăiței, vroiam ou la micul dejun. Astăzi Ionuț ne controlează viața. El va decide totul. Ce vom mânca, cu ce ne vom îmbrăca, ce vom face, ce vom cumpăra dacă vom merge undeva. Sau vom face curate în casă, sau vom merge undeva la shopping, sau poate vom merge undeva în călătorie. Iar noi va trebui să executăm sarcinile lui. Astea sunt mâncărurile pe care le-am ales eu pentru mami. Iar Ionuț a decis pe care o va mânca ea. Iar acum să vedem ce va alege Ionuț pentru tate mele mii la micul dejun. Ce vei mânca, tati? Uite ce ți-am pregătit! Fie terci, cereale cu lapte, ce-ți place ție? Da, mami, dar eu nu mănânc terci. Și privește aici, mai ai ceva dulce? Asta sigur nu vei rata. Dar, mami, ai făcut o greșeală acolo. Ai pus un donut foarte colorat, iar peciul nu are nicio culoare care să atragă copilașul. Eu sunt sigur, eu nu-ți va pleca la donut. Măcar farfurie trebuia să o aleg altă culoare. Corect. Vom trăi și vom vedea. Hai să jucăm. Aranjăm mâncărica pentru tati. Mami, dar poate o pui totuși invers. Nu vreau așa. Am văzut că el vine la dreapta, dar la stânga nu știu. Da, Ionuț are tendința să facă totul cu mâna stângă. Seamănă lui mami mele mii stângaci și lui tati. Așa că vom vedea unde va ajunge. Este primul challenge al lui Ionuț. Să vedem cum îl va duce până la final. Ai, Ionuț, ce alegi pentru tati? Să vedem. Ai, ce alegi, Ionuț? Terci, cereale. Nu, ai, clar, dacă este colorat. Uite ce are acolo, da? Diferite culori. Ionuț este băiatul lui tati. Îți dau și ție o bucățică de-a meu, de... Da. Nu, acolo nu, acolo e murdar. Acolo e murdar. Mami, eu mănânc cei ce am vrut. Tati mănâncă donuts? Astăzi este challenge-ul lui Ionuț. Așa. Am pus ceainicul să fiarbă apa și între timp voi pregăti tăiței. N-am vrut, tati. Iar eu voi mânca donuțul meu. Cum arată? Super. Și iată că deja fierbe. Îl oprim? Vai, ce condimente are. Eu, de exemplu... Mi-a trudă și ceva. Da, dar eu pe acestea nu le pun. Nu vreau. Și să-l punem la gătit. Iar caserul ăla de la donuts este din plastic. O spălăm, o uscăm și o aruncăm în tomberon la plastic. Uite așa. Aici este hârtia și aici ar trebui să fie sticla. Iar acum a sosit momentul să mâncăm și noi micul dejun, Ionuț. Hai la masă! Ripijor! Așa, scoatem suzie, da? Cum arată? Poftă bună, tati! Mulțumesc! Poftim la masă! Ce faci, tati? Ia micul dejun! Vreau și eu! Dar Ionuț a ales doar pentru mine. Tati! Stai pe pace, că ți-am pregătit și ție și Meliței în caserola de la școală. Și pentru Ionuț, ia să vedem care biscuit alegi tu. Acesta! Tati! Mircea mie mi-a spus că i-ai pregătit gogoși pentru școală. Mi-ai pus și mie în caserolă. Ți-am pregătit, Melissa, stai pe pace. Eu deja pe-a mea am mâncat-o. Dar ce ai aici? Un proiect pentru școală. Ce frumos și interesant. Vai, ce lungi sunt. Să le gust. Dar sunt gustoase și astea, chiar dacă nu sunt sănătoase. Dar n-am ce alege, trebuie să mănânc. Eu nu ți-a ales pentru mine. Poftă bună, mami.
Și să trecem la runda următoare, unde Ionuț mă decide cu ce ne vom îmbrăca. Iar acum este rândul lui mami. Da, Ionuț, acuș. Ia privește, mami, ce ți-am pregătit eu pentru tine. Două stiluri de îmbrăcăminte. Oh, nu. Pijama sau un stil casual. Și eu bănuiesc, dacă el alege pijamaua, tu sigur mă pui să ies din casă, să plec undeva la plimbare. Așa că trebuie să optăm, Ionuț, pentru stil casual. Ionuț va decide dacă vei sta acasă, ori vei merge undeva. Acum, mami, eu decid să-mi s-o pun în stânga sau în dreapta. Ionuț, să nu-mi alegi pijamaua, ceea ce e roșie, casual. Hai, fugulița, ia să te vedem. Mami, ce faci? Unde te duci tu? Hai să vedem. Nu e cinstit așa. Uite, bravo, 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 bravo. Doar el pleacă în grădină, oricum, mami. E partea asta, eu zic că e asta. E partea ta, mami. Tu ai ales sigur unde să-l pui, așa că eu zic că e bine. Ia privește ce ales, Ionuț. Da, Ionuț. Super. De ce ai făcut asta? Bravo, Ionuț. Dar eu eram sigur că va alege pijamaua, pentru că aici este fața ta. El probabil că e departe, nu a observat. Eu doar nu am fost niciodată în fața lui îmbrăcat în această pijama și n-are cum să mă cunoască așa de deghizată. În schimb, la roșu a plecat. Atât de mult am sperat ca să pleci tu în oraș în pijama. Hai că de data aceasta Ionuț a fost de partea mea și a ales ce am vrut eu. Ia să vedem, tati, ce va alege el pentru tine. Care stil de îmbrăcăminte? Ia privește aici. Da, e frumos, aș vrea pe asta să-l aleagă. Mami, chiar să mă îmbrac în roz? Și în primul rând, nu am costum roz. În al doilea rând, chiar să iei două. Una fără culori și alta doar în roz. Uite ce culoare aprinsă mie, mami. El cu siguranță va alege rozul. Păi și care e vina mea? Ce va alege, aceea îi vei îmbrăca. Să vezi, mami, ce te așteaptă în rundele următoare. Eu chiar sunt curioasă. Abonații noștri vor să-l vadă pe tati Melimi în culoarea roz îmbrăcat? Dacă da, haideți să apăsăm pe like și să-l încurajăm pe Ionuț să aleagă anume culoarea roz. Ai vrut data trecută să fie aici? Ți-o pun aici. Mami, nu te ceia. Iată așa. Mami. Îl aduce pe Ionuț. Hai alege, hai alege. Așa, bravo, 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 bravo. Așa. Tati, uite ce a ales Ionuț. Ce-ai făcut, Ionuț? Mami. Super. Dar eu nu am culoare roz nimic. Și care e problema, tati? Ți-e împrumut din hainele mele. Ei, nu, mami, nici lapte nu beau, dar nici cu vaca nu mă duc. Sau invers. Nu mă îmbrac cu hainele tale, doar cu o singură condiție, că mergem la magazin. Dacă găsim ceva, luăm. Dacă nu, atunci revizuim această rundă. Nu am înțeles, tati. Tu decizi sau Ionuț? Ionuț, ia vinul la mine. Tu cum crezi? Noi găsim pentru tati haine de culoare roz în magazin. Iar tu ce zici? Eu sunt sigur că vom găsi măcar o eșarfă, măcar niște un chipiu, un tricou. Ceva găsim pentru tine, tati. Eu deja sunt gata și m-am îmbrăcat în stil casual. Mulțumesc, Ionuț. Sunt gata pregătită de shopping. Am plecat. Mergem. Și trebuie să merg să-mi iau ceva roz. Pentru că așa ales Ionuț. Hai, tati, curaj, curaj. Alege-mi lui tati ceva roz sau mov. Cum să-mi iau așa în roz? Oh. Am făcut cumpărăturile, acum mergem mai departe. Iată cum Ionuț m-a îmbrăcat pe mine. Roșu, roz. Vai, bine că nu am găsit pantaloni roz. Păpucii deja noi am schimbat. Iată așa, sunt totul în roșu și în roz. Eu zic, tati, că ți se potrivește perfect această culoare. Nu știu, mami, lasă zic abonații dacă îmi stă în roz sau nu. Eu zic că este perfect, tati, și îți vor da 20.000 de like-uri. Dacă, mami, adunăm atâtea like-uri, acest challenge, această provocare, eu facem și lui Melissa și lui Mircea. Mami, iar următoarea rundă este runda activităților preferate în familia Miremi. Chiar sunt curioasă să aflu ce-ai pregătit de data aceasta pentru mine.
Spune mai repede! Ai arată să vadă toți! La cinema! Wow! Sau... să călcăm rufele! Adică wow, să călce rufele, mame! Bune activități ai găsit, mai ales cu călcatul! Sper să fie tentat de cinema, Ionuț! Mami, oare nu-ți place să calci rufele? Recent am cumpărat o masă de călcat! Și să vedem ce alege Ionuț de data aceasta! Și să vedem, Ionuț, ce activitate! În 24 de ore va alege pentru mami! Poate cinema, opa! Poate cinema! Ionuț! Este! Ionuț, e luat asta! Tati, tu intenționat ai luat asta! Ia privește! E ca un desen animat! Atrage! Este un desen, nu este real! Matei, uite ce era aici! Movie time! Cinema! Popcorn! Mami, nici nu m-am așteptat, dacă sincer, atât de repede să ia această afișă! De ce ai ales masa de călcat? Eu vroiam la cinema! El știe mai bine ce vrei tu, mă. Să vedem, Ionuț al nostru, ce activitate va alege pentru tine! Ia privește aici! Nintendo! Nintendo pentru mine! Chiar e surpriză, mami! Nintendo vreau și eu! Ți-ți place Nintendo sau alte jocuri? Atât de mult îți place și ție să joci? Eu credeam că la shopping pentru copii... Mami, nici nu am observat că aici era shopping pentru copii. Dar că nici nu am reușit să Nintendo. Hai să plasez activitățile tale. Jocul online. Fie shopping pentru Ionuț. Va alege jocul. Va alege shoppingul. Să alegi shopping pentru tine, Nintendo. Pentru bebeluși. Bine? Nintendo. Hai, Ionuț, ia să te vedem. Ia să te vedem. Hai să te vedem. Ce alege Ionuț? Așa, bravo, bravo, Ionuț. Între runde am prins un avion. Și Ionuț este încântat de ele. Da, este activitatea lui adorabilă. Sus, sus. Sus, Ionuț. Ionuț. Hai, hai. Uite-l, uite-l, eu ce-am zis, tati! Mami, eu m-am dus la bebeluș! Tu ai pus intenția să-i am bebeluș! De ce ai pus doar shopping și gata? Păi shopping pentru bebeluș! Pentru că asta el încă nu înțelege ce înseamnă! Ce colorată era! Da, tati, uite ce mi-a ales eu nu să fac! Trebuie să calc toate hăinuțele lor! Să mă apuc de treabă! Susțineți-mă cu un like să reușesc cât mai rapid treaba asta cu călcatul. Tare nu mai place. Oare cui îi place să calce haine? De exemplu, mie îmi plac doar albiturile. Tati, se arde haina lui Ionuț! Și nu știu ce să iau. Nici pampers de care trebuie să iau și mâncare. M-am gândit să iau mai bine o jucărie ceva. Și uite ce am găsit aici. Un telefon, el mereu își dorește să vorbească la telefon. Tot zicea, lo, 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 lo. Și aici sunt cu diferite animale, păsărele și inclusiv și muzicale sunt. Și am mai găsit aici, ha? O tabletă. Tot e de genul ăsta. Are și muzică, are și sunete, are și dupărite. O parte de cumpărături pentru Ionuț deja sunt făcute. Să-i merg mai departe să caut deja ceva mâncărică pentru el. Ce-aș fi vrut să merg la cinema? Păcat că eu nu-ți ales altceva. Și mai cu seamă că este baby boss, mami. Asta am vrut să zic și eu. Am luat la Ionuț și hăinuțe. Bine că scrie vârstă, că după vârstă vă pricep. După mărime nici de cum. O cămeșuică, pantaloni și privește aici. Papucii de cameră și cel mai important, cerăpei care să nu alunece pe teracotă. Ionuț, sper să-ți placă ce shopping am făcut eu pentru tine astăzi. Sunt drăguțe hainele pentru Ionuț. Am găsit și scutice pentru Ionuț. Și rețele umede. Acum să găsesc lapte praf. Și ce am găsit? Un raft plin cu iaurtul preferat al lui Ionuț. Nu știu de care să iau. Iau de tot felul. Cu banană. Cu biscuiți, cu persic și cu portocală.
Oh, doamne, nu aveți cumva gel de lighean? Desigur, poftim! Alegeți! Păi, doamne, v-am rugat, gel de lighean, nu gel de duș. Păi nu e aceeași, luați gel de duș. Dar noi scăldăm copilul nostru în lighean, nu în duș. Astăzi avem o zi foarte încărcată. Ionut s-a străduit de-a binele, de aceea deja mi-este foarte foame. Și am ales în runda aceasta două bucate foarte gustoase pentru mami. Pizza? Wow! Sau salată? Pizza este adorata ta, asta o știu toți. Eu vreau salată. Eu știu că tu vrei pizza, de aceea o pun în partea aceasta. Am văzut că Ionuț are mai mult tendință să vină în partea aceasta. Aici pun salata ta. Ia să vedem, Ionuț, ce va mânca de data aceasta și ce va pregăti pentru mami și pentru tati în această rundă. Ia să vedem, unde se duce Ionuț? Hai! Wow, wow, wow! Uite-l ce mănâncă el cu lingura! Salată! Bravo, Ionuț! Așa-i corect! Așa! Cum, papi? Cum mănâncă Ionuț? Punem în guriță, neam. Vrea să mergi de acolo și nu poate. Uite cum a ales el și și-a dat seama că trebuie să ia cu lingurița. Bravo, Ionuț! Și acum, în următoarea rundă, să vezi, tati, ce mănânci tu. Oare Ionuț va alege? Nu-mi place supa cu varză. În general, nu-mi place nimic ce este cu varză. Nici măcar sarmale din frunze de varză. Doar din frunze de viță de vie. Mami, tu știi foarte bine. Ai și a doua opțiune. Uite ce burger. Wow, o să aleagă burger, mami. O să aleagă burger. Vedem. Ciorbițele. Măi, sărdăuțeana sau ala grec sau ardelenească îmi plac foarte, foarte mult. Și oricare ar fi din ele, o să-mi placă ambele. Iată-l că săgeata se duce. O, du-te, du-te, Ionuț, unde te-ai pornit, bravo. Bravo, Ionuț, iată așa, tati, nimeni. O supiță, o ciorbiță ardelenească sau rădăuțeană, nu? Sau cu varză. Și uite, tati, că ăsta era aici, mai colorat. Și eu nu-ți ales ce-i bun! Da! Ionuț, tu ești bravă? Da? Ba, da, da! Deci, mami, să plecăm să luăm masa! Hai! Mulțumim! Și iată salata pe care mi-a ales-o Ionuț! Abia aștept să o gust să văd! Uite de bună! Pentru mine, Ionuț a ales ciorbă! Nu era rădăuțeană și am luat ala grec. Și bița mea este călduță. Și arată, uite cum arată. Gustoasă. Iar eu vreau să văd ce am aici în farfurie. Este călduță salata. Și... ce-i mami acolo? Nu pot să văd. Este gelată rău. Tărit. Wow! Salată de creveți, mami! Creveți, paste, mazăre și legume! Păi, mami, dar salată, nu erau creveți! Uite, am cerut salată! Și este salată din poză care Ionuț a ales-o! Ce să fac? Mai bine, Ionuț, că mergea și mie salată din asta! Poftă bună, tati! Mulțumesc! După ce am mâncat, mergem mai departe. Continuăm sketch-ul nostru cu Ionuț. Îți imaginezi dacă e picat lui Mircea ciorbiță, sigur nu juca mai departe. Nu se ducea prea challenge-ul. Surpriza mare pentru tine. Hai că am avut parte de... Wow, e bun, e bun. Spălatul veselii! După ce am mâncat, a rămas foarte multă veselă nespălată și suntem mulți în casă și este multă, multă treabă acolo la bucătărie, mami! Hai să vedem ce alege Ionuț! Sper să aleagă asta! Apropo, ție îți place să speli vasele, dar shoppingul? Ce alege între shopping și spălatul vaselor? Scrie-mi în comentarii! Și să le aranjăm, mami! Așa! Eu de aici văd ceva așa care mă atrage. Vasele te atrag? Nu! Pungile de la shopping. Vasele la fel ai folosit desene animate. Ai sperat că el va pleca acolo, dar... Va pleca.
pungile sunt mai colorate. Va pleca la vase? Ionut, stai puțin. Așa. Și? Și 3, 2, 1 și pleci acolo. Vine. Hai, Ionut! La shopping! Să vedem unde pleci. Unde? Opa! Iar, s-a oprit! Așa are el obicei să se odihnească! Unde mergem noi? Hai, la shopping? Sau la spălat vase? Spălat vase, doar! La shopping! Uite, el ce ține la mare! Nu, Ionuț! Ce e aici, Elias? Ce e aici? Cine acolo? Uite ce face! Tati, nu i-a plăcut desenul tău. Nu i se vede fața, tati. Trebuia să pună una blondă acolo, mami. Eu zic să-l apreciem pe Ionuț cu multe like-uri în această rundă. Eu îl pregătesc pe Ionuț, mami, pentru runda următoare. Avem o pauză unde Ionuț este un pic alintat și se joacă cu el tati. Lui îi place foarte mult să se joace cu tati. Da, Ionuț? Și... Avion! Jucu! Avionul nostru! Ce, mami, spune? Hoverboard! Mami, dar nu știu să mă dau pe el! Te vei plimba! Melissa te va ajuta și te va învăța! Dar să zic, îmi place și a doua cu bicicleta! Și a doua... Cu bicic... Ba-ba-ba-ba! Mami, să spăl podielele? Sau alegi să dai cu aspiratorul. Vă rog frumos, scrieți-o lui Ionuț în comentarii să aleagă hoverboard-ul. Nu vreau să spăl podeaua. Vă rog frumos, Ionuț, să alegi, te rog, asta. Tati, ce te sperie așa? Parcă te pun la săpat grădina. Nu e nimic deosebit. Da, dar mai mult mi-ar plăcea să merg cu hoverboard-ul. Păi, nu știm ce va pica, tati, ce va alege Ionuț. Hai să punem și să-l chemăm în această rundă, să vedem ce alege el. Deja am văzut că pe Ionuț îl atrag fiețile, fie de bebeluș, fie de doamne. Mi-e frică că o să aleagă acel bărbat să spăl podeaua ca și el. Ionuț! Unde mergi? Așa, tradiție. Pa, pa. Uite-l, tati! Așa, se oprește! Ionuț! Uite-l la el unde s-a dus! Bravo, Ionuț! Bravo, Ionuț! Nici o ales așa, Ionuț! Tati, a venit momentul să fac shopping! Așa ales, Ionuț! Și iată că am ajuns, am ales 3 geci de diferite culori. Acum merg să le probez, iar voi votați care culoare vă place cel mai mult. E frumoasă și roz. Și roz e frumoasă. Da. Am zis eu. Și albastră. Iată și roșu. Deja rămâne să mă hotărăsc ce culoare să aleg. Mami, ți-e cald în ea? Foarte. E ok. Super. Nu e grea? Nu, e foarte ușoară și e plină de pene. Mulțumesc, Ionuț! Mami și-a ales deja și au făcut și cumpărăturile. Asta a fost decizia lui Ionuț. Uite că el se distrează, dar tati lucrează. Tati! Ce bine ți se potrivește teul cu culoarea hainei! Mulțumesc pentru apreciere! Iar noi împreună cu Matei și Ionuț să vedem ce a cumpărat tati! Jucării pentru băieți! Pe cine sunăm? Puișorul, broscuța sau câinele? Ia privește, Matei, ce lumini are! Diferite culori! Ionuț este foarte încântat de noua lui jucărie! Și nu uita că astăzi pe canalul Melimi Vlog apare videoclipul cu extragerea câștigătorilor Super Zinx! Bravo! Astăzi a câștigat Ionuț pentru că el... a hotărât pentru mami și pentru tati
ce să facă, ce să mănânce, unde să plece. Ne-a controlat viața pentru 24 de ore. Și dacă crezi că Ionuț s-a descurcat în challenge-ul de astăzi, dă-i un like. Și dacă mai vrei și partea a doua în care să apară Melisa și cu Mircea, dă-ne de știre și scrie în comentarii: vreau partea a doua cu Melisa și cu Mircea și Ionuț. Da, Ionuț. Și spunem pe curând și noi ne revedem în vlogul următor. Pa, pa! Eu vreau ou, nu